Thank you.
Barulhos veículos, médios de controle de incêndio. Médios de controle de incêndio, peguem todos, olha essa. A segunda rota, tá?
tuturor. Iluminai,
Sfânta Evanghelie, cea de la Sfântul Evanghelist Matei citire. Aceea, după ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămânii, au venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului, pogorându-se din cer și venind, a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a stat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul, și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul vorbind femeilor a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Nu este aici, că s-a sculat precum a spus. Veniți de vedeți locul unde a zăcut Domnul. Duceți-vă de grabă și spuneți ucenicilor săi că s-a sculat din morți și va mai merge mai înainte din voi, de voi, în Galileea. Acolo îl veți vedea. Slavă Sfintei și cele de-o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăim totdeauna, acum și pururea și-n vecii vecilor. Lui,
și fugind de la fața lui, cel ce-l urăsc pe tânsul. Precum se topește ceara de la fața focului. Domnului, miluiește! Pentru în Alpi a
preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Ioan, pentru cinstita preoțime și ceanul Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Amen. Miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru cea de Hristos iubitoare oaste, Domnului să ne rugăm. Amen, miluiește! Pentru buna-ntocmirea văzduhului, pentru meșugarea roadelor pământului, și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Amen, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Amen, miluiește! Pentru prea sfântă, curată, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Hristos, Dumnezeu, să o dăm. Fie, Doamne! Fie se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și început celor din morminte s-a făcut. Iude, dacă te răspundă, îi bani. Nu te sprijin. Preibiților, e o mare bucurie pentru noi astăzi. Iată, Hristos a înviat și l-am căutat în tot satul. Ne-am învârtit pe la primărie, nu-i! Prin parc, nu-i! Pe strada Tudor Vladimirescu, nu-i! Oare unde să fie Hristos? Intrați să vedeți! Mormântul este biserica. Intrați cu toții să vedeți, oare s-a ascuns cumva acolo? Nu este nici acolo. Căci El a fost în mormânt cu trupul și în iad cu sufletul, iar acum este în rai cu tâlharul. De aceea, să ne bucurăm astăzi că pentru toți tâlharii din Dumbrăvița și de mai de departe, adică noi, creștinii, care până ieri am fost păcătoși, iar astăzi suntem iertați. De aceea am venit astăzi în număr atât de mare, ca să ne bucurăm că am fost iertați și că am primit binecuvântare de la Dumnezeu ca să cântăm astăzi împreună că Hristos a înviat și început tuturor celor din morminte s-a făcut. Preiubiților, atât de mult mi se bucură inima când văd atâta lume adunată. Așa spunea și Mihai Viteazul. Asta-i pohta ce-am pohtit. Iar Mântuitorul nu s-a jertfit în zadar,
pentru că voi ați ascultat, prea iubiților, cuvântul de chemare a lui Hristos și ați voit ca să renunțați la cele ale voastre, la mâncărurile cele îmbelșugate și să alegeți pe Hristos. De aceea intrați bucurându-vă. Slujba va mai dura jumătate de ceas, după care vă vom dezlega și vă vom da paști, să mergeți cu pace, ca mâine dimineață, preiubiților, să facem Sfânta Liturghie, astăzi de dimineață, mai târziu, să facem Sfântă Liturghie, în care să ne cuminecăm toți care ne-am mărturisit în postul acesta și să luăm trupul și sângele lui Hristos ca arvună pentru viață și pentru mântuire. Hristos a înviat! Nu s-a auzit la cer. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Și început celor din morminte s-a făcut. Deschideți-vă porți și vă deschideți porți și va intra împăratul mărimii. Domnul cel tare și puternic în războaie, acela este împăratul mărimii. Deschideți-vă porți și vă deschideți și va intra împăratul mărimii. Domnul cel tare, Domnul cel puternic în războaie, acela este împăratul măririi. Deschideți-vă porți și vă deschideți și va intra împăratul măririi. Hristos a împreună cu tine, Hristoase, astăzi mă ridic împreună cu tine, cel ce ai înviat. Răstignitul m-am ieri împreună cu tine, însuți împreună mă preamărește, Mântuitorule, într-o împărăția ta. Hristos, mântuiește neamul omenesc.
acasă ca cel ce a deschis Sfântul Cerecorești, Posta Hristos, iar ca om, el nu cel s-a chemat, și fără prihană a fost, Paștele noastre ca cel ce n-a gustat în plinăciune, și ca un Dumnezeu adevărat, desăvârșit s-a lumit. Hristos a înviat din morți, ca un mielușel de un an, cu una cea binecuvântată de noi, Hristos de voie pentru toți s-a jertit, Paștele cele curățitoare și iarăși din mormânt a strălucit nouă frumos soare dreptății. Hristos a Thank you.
iad, prăjuim omorârea morții, sfărâmarea iadului și începătura acestei vieți veșnice, ci săltând lăudăm pe Pricinuitorul, Cerul Binecuvântat, Dumnezeu Părinților noștri și Preamărit, Hristos a înviat din morți. Hristos a înviat!